Ne așteaptă un 2025 extrem de greu. Este avertizmentul președintelui Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, care spune că pe lângă tăieri semnificative de cheltuieli, vor fi taxe și impozite mai mari. Creșterea cheltuielilor pe seama deficitului va antrena în anii următori majorări semnificative ale cheltuielilor ale cheltuilor cu dobânzile, în contextul în care astăzi plătim lunar dobânzi de peste 600 de milioane de euro, echivalentul prețului pe care România l-a încasat din vânzarea petrom. În aceste condiții, forma rectificării arată în fapt două lucruri. 1. Bugetul pentru 2024 a fost făcut prost și nerealist, deficitul bugetar fiind aproape dublu față de perioada similară din 2023. 71 de miliarde în 2024 lei față de 38 miliarde lei în primele șapte luni din 2023. Iar doi, fără această rectificare bugetară, multe instituții ar fi rămas inclusiv fără bani de salarii. Modul în care s-a făcut această rectificare arată că din punct de vedere fiscal, 2025 Va fi un an dureros în care, pe lângă tăieri semnificative de cheltuieli, vom avea și taxe și impozite mai mari. De contul va veni sigur. Întrebarea este cine va plăti pentru aceste măsuri și cât de dur. Potrivit celor de la blocul național sindical acoperirea deficitului dintr-o colectare mai bună de taxe și impozite este doar o poveste. Încolo de suplimentările de venituri și cheltuieli pentru proiectele cu finanțări europene, rectificarea bugetară înseamnă la capitol venituri unde se produce o ajustare nesemnificativă a acestora, singurul argument adus fiind acela al unei mai bune colectări. Dacă acest argument ar fi fost unul real, atunci guvernul n-ar fi avut nevoie recent de aprobarea unor măsuri de amnistie fiscală.